Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana, iar astăzi am pentru voi o plăcintă cu dovleac. O plăcintă incredibil de bună pe care vă invit să o pregătiți și voi. Încep pregătirea acestei plăcinte cu dovlecii. Am doi dovleci pe care trebuie să-i tai pe jumătate. Aveți grijă pentru că coaja este destul de groasă, aveți nevoie de un cuțit foarte bine ascuțit. Folosindu-vă de o lingură, îndepărtați semințele din interiorul dovleacului și nu le aruncați, sunt foarte bune să le coaceți în cuptor după ce le spălați bine de tot, le coaceți cu puțină sare. Însă pentru plăcintă nu aveți nevoie de semințele dovleacului, ci doar de pulpa acestuia. Așez acum jumătățile de dovleac în tavă, pe hârtie de copt, cu partea tăiată în jos. Am pus dovlecii la copt în cuptorul preîncălzit la 190-200 de grade pentru aproximativ o oră. Cel mai bine este să îi testați cu o furculiță, dacă aceasta intră cu ușurință prin coaja dovlecilor, atunci sunt copți. I-am lăsat să se răcească și scot pulpa din interiorul lor cu o lingură și o voi păstra pentru următoarea etapă. Pentru a lua am nevoie de 300 de grame de făină, o lingură de zahăr, 113 grame de unt rece de la congelator, l-am ținut tăiat în congelator, sare și 2-3 linguri de vodka. Amestec făina cu zahărul, sarea și untul, după care încep să adaug câte o lingură de vodka până când aluatul se adună într-o singură bucată. După care îl voi întinde cu sucitorul pe suprafața de lucru într-o foaie destul de subțire și mai mare decât dimensiunile tăvii, astfel încât să acopăr și marginile tăvii. Așez acum aluatul într-o tavă, folosesc o tavă de aluminiu cu diametrul de 23 de centimetri. Cu grijă voi tăia excesul de aluat de pe margini și voi încerca să decorez marginile tartei, marginile plăcintei într-un mod cât mai plăcut. Și voi pune acest aluat cu tot cu tavă în frigider până când voi fi gata și cu umplutura. Pentru umplutură am nevoie de 3 ouă, un praf de sare, 200 de ml de lapte condensat, 170 de grame de zahăr și puteți pune din gel brun dacă doriți, eu am folosit cristal, 400 de grame de pulpă de dovleac
și câte un sfert de linguriță de pudră de ghimbir, la fel și scorțișoară și nucșoară. Cu robotul de bucătărie mărunțesc pulpa dovleacului, după care o voi amesteca cu restul ingredientelor. Cu scorțișoara, ghimbirul, nucșoara. Voi adăuga ouăle, laptele condensat și la final și zahărul. Cu o furculiță înțep aluatul și îl voi coace cu o hârtie de copt în interior și cu niște boabe de grâu pe care le tot refolosesc pentru a coace aceste aluaturi, aceste blaturi pentru tarte sau plăcinte. Voi coace astfel aluatul, deci, în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru 10 minute împreună cu grâul, voi scoate grâul și hârtia de copt și îl voi mai coace pentru încă 10 minute. Abia apoi voi turna umplutura în interiorul aluatului și voi coace plăcinta cu totul în cuptorul preîncălzit deja pentru aproximativ 40-45 de minute la 170 de grade Celsius. După coacere se lasă să se răcească până ajunge la temperatura camerei și poate fi pusă și în frigider până a doua zi. O puteți servi cu frișcă, cu înghețată sau cu un pahar de lapte și mai simplu, indiferent de varianta aleasă de voi, plăcinta astfel pregătită este delicioasă. Mulțumesc mult pentru vizionare, vă aștept și data viitoare la o altă rețetă, până atunci mă despart de voi dorindu-vă din toată inima să fiți veseli și aveți grijă de voi și de ai voștri. La revedere!